Mi-e frică. Mi-e frică. Dacă e să cadă, mai facem o dată, da. Hai să începem ușor, nu? Trei cuvinte care să descrie viața în București. Măi. Haos, nervi și aglomerație. Next. Stai puțin. Nu. Hai de aici, ia, ușurem. Bun. Cel mai mare defect al tău și calitate. Probabil cel mai mare defect, am mai spus-o, sunt foarte empatic și calitate, te poți baza pe mine la orice oră, din zi și din noapte. Din nou, din păcate. Ia să vedem ușor. Mi-e frică. Dacă e să cadă, mai facem o dată, da? Ia să vedem noi, comunitatea GLO. Ce m-au întrebat? Care e cea mai dificilă parte în a fi actor? Probabil cea în care, vorbesc despre un freelancer, ok? Cea în care nu lucrezi. Cred că este cea mai dificilă parte a unui actor freelancer. Ia, next. Perfect. Cum ți-a fost ziua de azi până acum? Mai un pic grea. M-am trezit cu o durere de cap și o stare de oboseală, moleșeală, mi-a fost somn. Abia am reușit să ajung la voi, dacă vrei, tai tu asta la montaj. Am dat și de mâncare la pisici. Ia să vedem. Mi-e frică. Stai. De unde să mai luăm noi? Uite aici, pare. Nu, stai cu minte, perfect. Cât de greu a fost să intri în pielea personajului din Boss? Este un proiect pe care l-am așteptat foarte mult timp, de foarte mulți ani știam de el. Și cum Bogdan Merica este un regizor extraordinar, m-a ajutat cumva să-mi fie mult mai ușor pe platoul de filmare, în urma discuției pe care am avut-o și toate detaliile pe care mi le-a dat în legătură cu personajul meu din Boss. Dacă o să cad, am să-l prind, să știți. Perfect! Cum se simte Sergiu în rolul lui Sergiu? Foarte bine. Personaj foarte drăguț și complex și mă simt foarte bine. Le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să interpreteze acest rol și uitați-vă în continuare la Clan.